Salutare, salutare, bun și bine v-am regăsit la un nou episod din Evil Within. Din păcate, am sărit peste un capitol din cauza unor defecțiuni tehnice. Am pierdut înregistrările. O să vă fac un scurt rezumat. Am ajuns într-un laborator, am aflat cine e Ruvik. A fost băiatul unei familii înstărite, care părinții lui a cumpărat cam tot pământul ce l-a prins. Țăranii s-au revoltat, i-a dat foc la casă, la un hambar unde era el. Sora s-a murit sacrificându-se pentru a salva pe el. El după aia a devenit foarte frustrat, a început să aibă sechele. Doctorul care tot a mai fost cu el și l-ați mai văzut la început și a fost cu Leslie, a început să devină partener cu el, după aia să devină chiar asta mai bun ca el, Ruvik. Până la urmă și-a omorât familia. Și atunci doctorul îi ducea tot felul de oameni bolnavi pe care el făcea experimente. A început cu broaște, cu porci, cu... Au fost destul de multe chestii în capitolul trecut, pe care din păcate nu mai am înregistrările. Și... Na, am zis oricum o să continui mai departe cu el. Nu reiau de la început. Pot să și salvez aici. Dar am decis totuși să... Prima oară am vrut să abandonez, să nu mai fac, m-am enervat foarte tare. Dar totuși am decis să continui cu povestea. Nu pot să sparg oglinda, nu se sparge oglinda. De obicei, în oglinda asta... A, poate trebuie să pornesc asta de aici. A, nu. A, acum. Nu să fac rapid un upgrade. Vai, dar ce e aici? Prea de tot. Ce să uit? N-am uitat nimic, am uitat pământa. Te ziarul. Duc, am o cheie. Să văd ce nimeresc cu cheia aia. Am două chei. De fapt, alte murături și alte murături, numai murături. Bun, hai să vedem. Tot timpul încurc zona asta, băgam și piciorul în ea. Să vedem dacă ușa se deschise de data asta. Da. Și cum a ajuns... Ruvik a devenit atât de bun în ceea ce face, după câte am înțeles eu, începe să controleze microbii și mai multe chestii după el. Am zis că doctorul a început să-i fie frică la un moment dat de el. Zicea că să o lase moale cu ceea ce face, dar nu prea era el curios. L-a amenințat că nu mai furnizează nimic supply-uri pentru experimentele lui. Și atunci el s-a enervat și a zis, dar tu vii la mine în casă și mă ameninți cu chestii din astea? Nu vii, nu ai, cum se face asta? Și mai departe nu știm, doar atât am văzut din experimentele ce le făcea el. Că am avut de operat pe niște bucăți de creier parțial și de acolo am aflat niște memorii. M-am bătut cu niște creaturi noi, destul de tari. Dar am reușit să ies la capăt. Au fost și niște capcane, niște la puzzle-uri, un pic de labirint. O casă în care mă aflu și acum, unde să mă întorc înapoi. M-a urmărit Ruvik puțin. A fost ceva, a fost ceva. Păcat, păcat, păcat. Dar chestia e că nu mai am nici salvările, că am salvat peste. Și nu mai avea cum să încep iar de la început. Tot. Oa, iar ai din aia. Incredibil. Oa, dar ce urât din aia.
Da, ce urâtă e. Vai de viața mea. Păi cum să... Eu am fobie. Am fobie de așa ceva. Bine că e închis acolo măcar. Sau așa cred eu. Da. E închis acolo. Trebuie să cobor. O să mă bat cu așa ceva iară. Două naibii de treabă. E aici jos. Fuck, dar urâtă ești. Dă-te în pământ. O să trească să mă duc acolo. N-am încotro. Dacă ar fi baltă de sânge... Ai, că s-o și teleporta. Deja o rup gardul. Dar de ce te să bagi din asta? Am crezut că scăpa de ea. M-am bătut cu unul cu cap de conservă, dar ăla măcar... Îl omoram, apărea el, iară îl omoram. Dar totuși puteam să scap de el. Și nu mi-era așa frică de el ca de... În spatele meu. O simt, o simt, o simt. O simt. Nu pot să mai trec. Nu, 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 nu. Dacă mă prinde, m-am belit-o. Uai, dar ce e aici? Împinge de ușă, împinge de ușă. Cea mai urâtă creatură din tot jocul ăsta. Din punctul meu de vedere, mă înspăimântă cel mai mult. Am, după cum spuneam, am retrăit niște amintiri de la Ruvik. Am fost și eu în hambarul ăla, unde au venit țăranii revoltați pe familia lui, că au cumpărat toate terenurile. El cu sora lui se jucau, a luat foc hambarul, ea a încercat să-l scoată pe geam și a fost cuprins de flăcări. Acolo te bați cu el, făcut e așa din... Te bați cu el. E mai mult un avatar al lui. E prin niște particule de sânge care tot spawnau mobi și bătea. După ce a scăpat de acolo, m-a băgat în locul unde făcea el, în laboratorul lui. Dar laboratorul lui era ca o, subsolul, cred că la casa asta. Plin de creaturi din alea mari. Și nu puteai să le omori. Deci a fost super nașpa. Gândiți că de aici au prins focul? Da. Dă-mi părți! Nu se oprește niciun foc de aici. E, uite o statuetă. Pentru cheie. Bun, cum oprim focul? A, s-a oprit focul. Ăla luminează, e clar. Să dau în el. Am redirecționat focul. Nu-i rău, not bad. Not bad at all. Dar cum ajung eu la statueta aia de acolo? Nu pot să înțeleg. Poate vin pe sus și cobor, nu știu. Încarcă pistolul, că nu știu cine așteaptă. Ce mă să... Nu, mă, fix din asta. Unde m-am băgat? Unde, mă, s-a m-am băgat? Bă, când văd pe aia, nu mă fug, nu știu ce să fac altceva. Uite o manetă, manetă, manetă. Dă-i, dă-i, dă-i la aia până nu vine proasta. Ce? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Încotro. Bun, și ce fac aici? Asta e problema, nu bomba aia, mă cac pe aia bombă. Luminează ceva? Nu. A, s-a oprit până la urmă focul. Urcă, urcă în gâtul mătii, urcă, urcă, urcă! Nu, nu apuc. Mă da somn. Mă da somn.
Oh! Motocimuia. U ce face cu mine asta? U ce face cu mine asta? Incredibil, mă disperă, deci mă disperă, mă mâncă cu zile. Nu știu ce să mai fac. Când vine aia, îs terminat. Fac pipi pantalon și gata. Acum știu că vine. Dar nu pot să suport, mă. Ceva pe aici. Să pot să mă strecor. Nu. Uite-o pe proastă. Deja e spatele meu. Și în ce parte e? Ceva de tras. Să opresc. Pun manivela asta de aici. Hai, dă-i la ea. Până nu vine proasta. Ok, am închis ăla. Bine, că m-a dat bomba în față. Bun, fuca prostul, dar de ce fuca prostul? Uite. Încă unul, unde în ăla? Fac, bagă. Ce mult te ajută viteza asta, e incredibil. Mai trebuie să fie ceva din ăla? Da, mai trebuie să fie. Nu! O că m-am blocat în el, mă, iară, mă, dar de ce m-am blocat că mă uit pe sus? Ce față îmi face. E incredibil. E incredibil. Următorul pas ar fi să mai găsesc încă o manivelă din aia, cred că. Cu butonul ăla închid ușa, aia sparge pe dincolo. O scoatem noi cumva la capăt. Mă, tot jocul decurge perfect până vine proasta asta, nespălată. E pute brânza pește. Gamaș piciorul în ea. Deja mă enervează. Hai odată. Mă umilești tu aici pe mine. Urâtă te-o făcut măta să îmi bag piciorul. De India apar, de acolo apar. Dă-te în pământ. No. O, ce prostie, mă! Dă-o naibii de treabă. Aia, mai ia și sprinturi în puii mei, se mai și teleportează. Hai! Pă măta, că m-o prins. Ba nu, am scăpat. E și pe partea asta pot să mă duc. Trag în asta rapid. Trebuie să-i dau foc. I-am dat foc. Nu se oprește. Vine, vine că aud. Hai, mă. Fuck. Dacă mă joc, dar v-ați ascunsele cu ea pe aici. Incredibil. Deci nu mai suport, mă. Na. Trebuie să fie o țapă pe undeva. Nu văd eu. Trebuie să mă și pe pereți. Și după ea. Nu mai știu nici ce să fac. Deci chiar nu mai știu ce să fac. Aici e foc. O, cum se teleportează. Hai în gâtul mătii. Hai de acum să mișcă, mă. Uite, o dispărut și asta. Fuck. No, acum încotro. Deci, dacă vine proasta aici, am belit-o că nu știu unde să mă duc.
Ceva de tras. Da, uite, uite, uite. O să o deschid. Checkpoint, am scăpat oare? N-am scăpat. Și mă ține în tensiune maximă, prosto. E incre fucking dibil. Nu mai suport. M-am băgat și în înfundătură. Îs gata. Nu, că îs terminat. E oarbă, nu? Când mere după sunet. Sau după ce mă sa mere. Ce mai este? Ce mai este? Mai trebuie să fie ceva. Și nu văd eu. Ia că tău. Nu mă prins tu pe mine? Uai! Deci când se aruncă cu... Prostia e teroare. S-o teleportat. Am obosit, am obosit, am obosit. Mișcă-te, 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 grasule! Uai, dar urât face. Nici acum nu pot. Bă, mai dă-te în pământ. Cu jocul vostru, cu tot. Ce vrei să mai fac acum? Uite, încă unul. Sar jos. Nici nu mai cob nici o scară, nu coborâm nimic. Ai de viața mea. Nu mai știu ce e aici. Unde m-am băgat? Nu mai suport. Ei. Dacă data trecută am avut probleme cu ea, acum îi... No fucking way. I-am dat foc și m-am dat foc și mie. Ce prost îs, mă. Și se reîncarnează proasta. Mai trebuie să fie încă. Nu pot să dau. Ai și bombă, puli și mă prind, vă cum m-au prins. Ce ciudam de mor. Fai de capul meu cât mă pot enerva. Mă tem de toate puterile în jocul ăsta. Uite, familia Ruvik, sora sa, măsa și tatăl, după măsa și tatăl s-o omorât el. Ei, nu mai știu pe unde vine. Mă, și doare în pulă. Futuți jocul, mătii, să-ți fut. Da. În ce parte vii? O, cum se aruncă, mă, fomista. N-ai mâncat astăzi, dă-te în pământ. Atât mai turbate, mă. Tă mai turbate sărăcia. Trebuie să o prind undeva. Dar cum să mișcă proasta? S-a jos. Nici nu mai stăm la povești. Ia glanțe.
Sper să-mi pun grenazile cumva. Gheață, ceva, curent. Asta e acum? Nu, nu mă iei că fu pe măta în gură. Îți dau o gheață. După aia mă duc acolo. Hai, acum la buton. Bun, și n-a rezolvat nimic. Deci am dat de manivela aia și... Nu știu ce să fac. Nu. M-au prins. A, am deschis ușa. Am deschis-o, în sfârșit. În sfârșit, mă, dracu s-o ducă de proastă. Vai de capul meu că m-am putut enervi cu ea. Uai, urâtă ești. O, moară, naiba s-o ducă. Vai de capul meu. Cel mai greu episod pe departe, pe departe cel mai greu episod, cel mai greu chapter. Chapterul ce trecut, care un chapter jumate, ce nu, un chapter care n-a fost în episodul trecut. A fost mai mult de umblat în el, dar nu se compara cu dificultatea lui ăsta. Ăsta-i. Ăsta-i Rufic, știi cine suntem? The fuck? Nu știu ce curuvic ăsta. Chiar nu știu ce cu el. Cum do chiar așa să ajungă, așa a descoperit el ceva cu creierul. Urâtă-i mâna lui asta, mă, dracu să o ducă cât m-a mâncat. Și m-a tocat capul. M-o da, dar m-o rup fâșul. Băgama și piciorul. Unde cobor? Tă cobor. De un chapter jumate tă cobor. Da, casa asta am deschis-o. Ce n-ați văzut în episodul ăla, în cele două episoade ce le-am filmat. Era o ușă aici care trebuia să o deschid. Și avea trei pompe cu sânge, care vedeți furtunele. 1, 2 și 1 ducea sus. Și la fiecare ușă la final trebuia să ajung să mă bag cu niște mini-boss, cu tot felul de creaturi, să fac operație pe creier, să nimeresc anumite puncte. Și atunci pompau sângele și deschidea ușa asta. Când ajungeai în ușa asta, cobora iară sub sol. Dar nu știu când am ajuns eu iar aici. Da, dar mă opresc de data asta aici. Până data viitoare, vă urez numai bine. Moleaut.